salutare tuturor și am zis, fraților, la un nou videoclip. De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să dezvăluim niște mituri din Fortnite, oameni buni, din Season 2, Chapter 2. Nu uitați, băi, să apăsați acolo butonul și like dacă mai vreți clipuri de acest gen și dacă mai vreți clipuri în general pe canalul meu. Nu uitați, băi, să lăsați acolo un comentariu să văd și eu cine se uită la clipurile mele, să vă abonați dacă nu sunteți abonați și bineînțeles să activați clopoțelul, băi, ca să puneți notificare de fiecare dată când postez. Nu uitați că dacă vă place ceea ce vă puteți pune codulețul meu de suportă creator pe care l-aveți chiar acum pe ecran și puteți apărea, băi, și voi pe ecran cum apar oamenii care rulează chiar acum. Puteți da și acolo un follow pe Instagram, la unul vine turul, ca să vorbim mai mult și ca să vorbim iarăși mult mai mult, puteți da join pe camera Discord pe care aveți absolut întotdeauna în descriere. În descriere mai aveți și un link către PC Garage alături de un coduleț de reducere, băi, care se aplică pe absolut orice comandă și nu mai vorbesc atât de mult, vă las direct cu clipul, vizionare plăcută! Bun, băieți, primul mit, cum ați văzut mai devreme, o să aflăm dacă, băieți, mini boșii, boșii o să poată zbura în partea asta de la Steamy. Nu o să putem să aducem boți, băieți, din altă parte. Clipul este inspirat, băieți, din străinătate. Nu mai știu exact de la ce canal m-am inspirat, dar a mai fost făcut, băieți, clipul și eu o să iau de acolo niște mituri din altă parte, alte mituri și vreau să scrieți acolo în secțiunea de comentarii chat dacă mai știți alte mituri și să le dezvoluim în următorul clip. Deci, vreau să văd, băieți, dacă boșii zboară în aerul de la Steamy. O să mergem la iaht, pentru că aici e cel mai ok, băieți, pentru că de la The Shark până aici o să moară botul în spate, la fel și de Agency, și la The Rig, și la The Grotto. Așa că o să mergem direct la The Yacht, pentru că aici este lângă Steamy și pur și simplu o să mergem, băieți, acolo. O să îl batem pe fratele Deadpool și o să vedem dacă zboară sau nu. Ce zici, băi, Venom? O să zboare sau nu o să zboare? Scrieți, băieți, acum în secțiunea de comentarii mit 1, 2 puncte, o să zboare sau nu o să zboare. Scrieți voi acolo și așteptați să le ieșim pe toate și dați enter la fiecare răspuns. Uitați-l aici pe Deadpool, ok. Trebuie să avem grijă la... Aolo, m-am omorât. A doua încercare, pentru că Robinet e dobitoc și l-am dat acolo pe ce și nu știam de ce și m-am omorât Deadpool. Hai să vedem ce o să facem. Aolo, ce prost rac chat, nu m-am jucat deloc Fortnite asta, știți? Aolo! Bă, 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 Venom, 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 Venom! Unde ești? Aici, la mătupă, nu? Da? Trebuie să o luăm pe sus, trebuie să o luăm în cărcă, unde e? Uite-l! Venom! Da. Du-te la elicopter, pornește elicopterul, pornește elicopterul, repede, repede, unde repede, repede! E în față, e în față, e în față, e în față, aici, 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 aici! E aici, în fața mea, hai, 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 te rog, te rog, te rog, te rog! Hai! Trebuie să te duci repede să-l pornești și să fii gata să plecăm, că o să... Omoară Hangman, omoară Hangman. Hai, hai, ia-l, fugi, 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 pornește. Dă-i, ridică-l. Bun, l-am furat pe Deadpool, chat. Hai, du-ne repede acolo la Odinea mare. Mamă. Uite, uite-l playerul. Mă, nu, 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 jos, 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 repede, 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 lasă jos ca să nu omoare ăla. Chat, hai să vedem dacă o să moară Deadpool sau dacă, nu, dacă o să meargă, o să plătească sau nu. Pe sus, hai, pe schela aia. Sau așa, hai repede, hai repede, hai repede, hai repede. Hai repede, Gigi brothere! Hai să vedem, băieți! Momentul adevărului, Deadpool zbor sau stai jos! Zboară, băieți! Bun, sper că ați ghicit acolo în secțiunea de comentarii, scrieți acolo dacă ați ghicit sau nu, cum am zis mai devreme, băi, Deadpool! Ce așteaptă? Bun, băieți, următorul mit este tot așa legat de Deadpool, nu o să fie toate legate de Deadpool, băieți, dar... Nu știu câți dintre voi știți, Deadpool i-a luat iahtul pisicii, chat. Uite aici avem cheile de la safe și pistoalele lui. Oricum noi o să dăm acum lift din match, dar, băiți, Deadpool i-a furat iahtul pisicii. Cei care ați fost aici, aici este pisica, băieți, la cartoane. Și pisica din când în când dă emoteul ăla de plâns, pentru că, băieți, pisica este supărată că Deadpool i-a furat iahtul. Noi acum o să mergem să luăm pe Deadpool, o să luăm și pisica și o să... Vedem, bine, o să fie amândoi noc și vă dați seama că n-o să se bată, cred, sau chiar dacă se bată, asta nu vom ști pentru că, băieți, o să fie noc și n-avem cum să le dăm revive. Dar, o să vedem, băieți, dacă o să dea emoturi de genul din astea care zboară, spre exemplu, Flaming Rage, sau din asta cu, nu știu, chestii nașpa, mă rog, hai să aflăm. Bun, băieți, cum am spus și mai devreme, o să mergem să luăm pe Deadpool de pe iaht și băieții mei o să meargă să ia pisica de aici. O să ne întâlnim cu elicopterele, băieți, la jumătate și băieți să folosiți boost-ul de la elicoptere neapărat. Chat, vreau să scrieți neapărat acolo în secțiunea de comentarii ce credeți că o să se întâmple, dacă o să dea emoturi. Nu o să se bată pentru că ori să fie knock, pentru că altfel nu știu cum am putea să-i ridicăm, pentru că ar trebui să luăm henchmen din partea aia și suntem doar 4 băieți. Dacă era mai mulți, probabil încercam și așa să le dea revive henchmenii, dar nu că și henchmenul era knock, deci era imposibil. O să mergem acolo, îi luăm pe ei doi, vedem dacă o să dea emoturi și cam atât. Bă. Ok, încerc. Bă, dar v-ați mișcat prea repede, că noi încă nu l-am luat și o să moară. Bă, v-ați mișcat mult prea repede.
Capete, m-a paralizat. Voi vedeți așa, mai am? Fiate, să-l omor pe ăla, eu pregătesc elicopterul? Da, 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 l-omor eu repede, repede, îl dau să moară. Ai zis că nu, să moară, că nici am venit la voi. Unde e, mă, Deadpool? Hai să-l căutăm pe Deadpool. Dă un culo pisică, ăla-i henchman, Deadpool, bă, lasă-mă! Mi-e mai aproape, mi-e de agency, mi-e dat să-i mai aproape. A murit? V-am zis, mă. Bun, băieți, hai să încercăm. Am mai încercat de câteva ori, ne-a murit Deadpool pe drum, băieți, mai pe scurt. Și o să mergem aici iarăși să căutăm, să vedem dacă, băi, chiar putem să-i întâlnim sau dacă nu. Probabil, băieți, este distanța calculată perfect încât să... Oh my god, bă, l-am găsit pe Deadpool. Încât să nu putem să-i aducem, băieți, poate o să fie ceva event, nu știu, eu la asta mă gândesc. Bă, nu-l omoră, nu-l omoră, nu-l omoră. Bă, să-i știți când omoriți pisica, băieți, ca să omorâm în același timp. Să vină, să vină zic cu elicopterul. Hai, zic cu elicopterul. Uite, acum eu nu mă lăd de tine că nu te-ai dus la elicopter. Bă, nu-l omoră, mă. Nu. Bă, nu mă. Hai, odată! Hai, omoară-l! Nu! Omorâm? Hai, omoară-l! Ok, gata! Maki, ia-l! Hai, hai, elicopter și lead-ul după! Omoară henchmenii! Ia-l! Nu-l mai ducem la campfire, n-a niciun rost! Hai, încercăm să ne întâlnim! Bun, hai să vedem chat! Mișcăm cât de repede putem, ok? Hai, băieți! Drum drept, mergem, să sperăm. Dacă nu, băieți, probabil, băieți, dacă nu să putem să-i facem să se atingă, să zic, este distanța calculată perfect pentru un event. Cine știe, poate pisica o să vrea să-și ia iahtul înapoi. Mă aștept la chestia asta de la Fortnite. Uite că... Băieți, ajungem și noi! Ajungem și noi! Machi, aruncă-l! Nu... Am murit, fix că ne-am pus. Nu... Bun, probabil o să fie ceva event, bă. Că nu știu, like, eu las să mă gândesc de la Fortnite. Nu știu, nu vreau să vă, să vă dau informații false, dar probabil o să fie un event. Bun, băieți, facem mitul ăsta în timp ce încercăm să îi facem pe cei doi să se întâlnească, băieți, mitul de dinainte, dacă a apărut, dacă nu înseamnă că n-am reușit. Hai să vedem dacă putem lua, băieți, două keycard-uri. Deci avem aici yacht keycard și yacht keycard. Băieți, cred că ambele merg la yacht, sincer să fiu. Și aparent nu putem să luăm două. Și hai să vedem dacă noi o să mergem să-l deschidem pe ăsta de la yacht. Următorul keycard, oare unde o să ne trimită, băieți? Bun, băieți, ne apropiem să mergem spre de yacht. Din câte puteți vedea, băieți, ăsta oricum arată spre mijloc și nu înțeleg de ce, băieți. O să încercăm să-l punem pe ăsta de la de yacht și următorul să încercăm să deschidem de agency-ul cu el, băieți, pentru că este în zonă și o să mergem întâi aici. Bun, mai avem foarte puțin, băieți, și o să aflăm. Hai, dă-mă jos, pac. Hai, repede, e să aflăm. Aici, ăsta e aici, ăsta de la mine e aici. Ce, yacht-ul? Da. Nu, bro, e acolo. Păi ia în mână, să vedem. Păi da, știu. Hai să vedem, chat. Pac, mergem pe aici. Bun, l-am pus pe ăsta. Ok, ăsta mi-a dat acces aici. Marius, dă-mi celălalt keycard ca să mergem la The Agency, da, frate. Ăla-i tu, drăzvi, dă-l încoa. Bun, băieți, aventura continuă, nouă ne arată că și cheița asta e bună, băieți, pentru The Agency. Nu știu ce să zic, sincer, mie aici mi arată, eu să merg aici, deși pe ea scrie, o secundă să vă arăt, Yacht Keycard. Sunt foarte curios, băieți, să vedem ce se întâmplă, pentru că așa am pierdut la un turneu, pentru că m-a ademenit cheița asta aici, chiar dacă scria că e de yacht. Hai să aflăm. What? Nu ne arată, bă, la The Agency, nu ne arată la The Agency, băieți, ne arată să mergem mai departe, în altă parte. Bă, dacă ajungem la The Agency, ne trimite la The Shark. Nu la The Shark, la The Rig. Da, bă. Aha, deci ne păcălește, băieți, că ne trimite aici. Și când ajungem aici, ne trimite în altă parte. Și probabil de acolo ne trimite în altă parte și în altă parte. Ok, am înțeles, deci odată ce a fost folosită, băieți, cheița de la yacht, nu poți să mai deschizi altă parte. Deși asta ne trimite aici. Hai să vedem următorul mit. Bun, băieți, hai să vedem dacă zona omoară henchmenii. Eu niciodată nu m-am întrebat ce se întâmplă, băieți, cu henchmenii când... Unde s-a dus? Eu mor de zona. A, da, uite, l-omoară. Da, îi dă one shot, băieți, zona.
Bun, băieți, acum o să aflăm dacă henchmenii au gloanțe infinite sau dacă o să li se tâne vreodată gloanțele. Așa că hai să vedem cum îi facem să tragă după noi. Băi, băieți, am venit și noi să băgăm benzină. Aolo, ok, hai. Bun, deci ăsta deja a început să tragă. Nu știu câte gloanțe are exact, băieți, nu trageți în ei, orice ar fi. Ok, și-a dat un reload. Hai, bro, hai. Încă un reload. Oare o să dea reload la infinit sau o să se oprească odată și odată și o să scrie running out of ammo sau ceva gen? Hai, bă, uite-l pe ăsta, ăsta, cu ăsta mă băteam eu. Băi, ăsta nu mai are gloanțe. Nu mai are, oare? Nu, nu mai trage. Bare. Ok, face, hai să vedem. Da, eu să uit că sunt ochi, ok. Bun, încă trage după răzvi, băieți, s-a trecut ceva timp. Bă, sper că nu le-am omorât. L-am omorât pe unul. Ok, ok, ok. O secundă, bun. Încă nu s-a oprit din trasă, adică așa, n-am nevoie, mersi, mărtă, machi. Ia uite-l, bă. Dar știu, băieți, dacă îl omorâm, ne dă 10 gloanțe și gloanțele pe care le mai avea el în armă. Ok, ăsta e 5-lea reload, cred, pe care îl dă. Nu trage în el. Bă, puiu. Ulo! E pe mine, e pe mine. Fuck. Nu, e ok, e ok. Ok. Bă, sincer să fiu, cred că are... Sincer să fiu, cred că are gloanțe infinite, bă. Păi are. La bă, la bă, tușor zi. Bă, cum s-a dus perfect după tine așa. Îl omoară și pe Beetlejuice. Bă, ia fii atent, fii atent. Hai, mă joc cu el, băieți. Fratele meu. Nu, cred că are infinite, băieți. Ia-l, 8-lea reload. Fugi, Marius, fugi, Marius. A, nu era Marius, era Gigi. Fugi în jurul lui, fugi în jurul lui, fugi în jurul lui. Nu. Cu tine. Cu mine, așa. Hai, să vedem. Au. Ok, hai și tu, și tu, și tu, și voi. Nu-l omorâți, băieți. Am omorât. Am înțeles. Bun, oameni buni, aparent henchmanul are gloanțe infinite, dar dacă o să-l omorâm, băieți, o să ne dea gloanțele pe care le avea el în armă, arma lui, cât și încă 10 gloanțe pe care el le are acolo în buzunar. Hai să vedem unde e, bă, henchmanul ăla. Ca să vă și arăt. Pac, 18 de data asta aparent și 2 pe SMG, dar știu că dacă sună la râvă, vă dă 10 șanse.